Da, am revenit în direct. Vă reamintesc că invitatul meu din această emisiune, alături de care comentăm subiectele propuse, este vorba de domnul avocat Florian Angelo. Am rămas dator cu câteva mesaje trimise în prima parte a emisiunii de telespectatorii noștri vis-a-vis de domnul senator Constantin Popa, da, cel care ne-a facilitat această legătură cu domnul ministru, care ne-a dat această veste bună pentru buzoienii care au primit aceste decizii de impunere. Ne scrie cineva să nu-l mai lăudăm atât pe domnul Popa, întrucât ceea ce a făcut aseară este un lucru normal. De acord cu telespectatorul nostru, da, ăsta este un semn de normalitate și ar trebui așa să facă toți parlamentarii de Buzău, să rezolve lucruri pentru cetățenii acestei urbe și acestui județ. Dar îl lăudăm pe domnul Popa de ce? Pentru că aproape doar dânsul face lucruri de genul ăsta și ceilalții, cine știe, dormitează. Dar cine îi cunoaște pe ceilalți? Da, păi și asta spun, pe unii nu-i cunoaștem, dar aminte să mai facă și ceva pentru locuitorii județului. Totuși, telespectatorul nostru are o supărare vis-a-vis de domnul senator, că înțeleg că a fost scos de pe lista de Facebook a domnului Constantin Popa, a avut o discuție în contradictoriu. Totuși, scrie telespectatorul nostru că îi așteptăm și pe ceilalți parlamentari de Buzău la campus TV. Când vor face ceva, poate o să-i mai chemăm. Legat de situația străzilor din municipiul Buzău, avem și aici două mesaje. Să veniți pe strada Călmățui să filmați. Este de două ori mai rău decât izlazului pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Altcineva ne roagă să venim pe strada Țiglari. Aceea situație dezastruoasă este pe strada Țiglari, adiacentă cu Bazalt. Da, cunoște strada asta Țiglari. E trecută pe lista noastră. Sperăm că e trecută și pe lista celor de la primăria municipiului Buzău. Iată încă un mesaj pe cei de la DNA. Cine îi verifică? Oare aici nu există corupți? Un răspuns, domnul avocat, pe cei de la DNA cine îi verifică? DNA avea Ministerul Justiției un serviciu propriu pentru asemenea chestiuni, dar vedeți, să stați liniștiți că SRI-ul este vigilent. Deci poșa de la DNA îi verifică SRI-ul. Nu îi verifică, îi supraveghează, să zicem. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara, domnul Orașul, domnul avocat. Domnul Oraș, vă pun și o mică întrebare. Văd că aici scrie că numai pe domnul Băciu este ridicat. Dar domnul Boșco de Ale, ce face? Pe el ulea? Dacă l-ați vedea, o să... domnul Băciu. Păi, deocamdată domnul Boșcodeală, domnul Constantin Boșcodeală a fost trimis în judecată. N-a fost... Și eu am înțeles cu domnul Boșcodeală, acum pe data de 11, m-am sfârșit și eu cu el. Am înțeles. Bine, o să discutăm puțin mai târziu și despre domnul Boșcodeală. Rămâneți pe Campus TV și avem o mică discuție și vis-a-vis de domnul Boșcodeală. Bun, să trecem la domnul Băgiu, da? Cum am anunțat deja pe ecran și bine am văzut telespectatorii noștri. Zilele trecute a fost trimis în judecată domnul Băgiu, în continuare în arest preventiv. De ce spunem că lucrurile se complică pentru fostul președinte al Consiliului Județean? Citim din... comunicatul de presă trimis de DNA după această trimitere în judecată și sunt niște lucruri interesante și noi. Da? Cu toții știam despre luarea de mită a domnului Băgiu, s-a tot discutat despre lucrurile astea. Iată, citim din comunicatul DNA. Deci domnul Băgiu a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, două acte materiale, adică domnul Băgiu a luat mită anul trecut și în urmă cu 2 ani cu contractul respectiv de consultanță, dar dincolo de luarea de mită, iată, apar două lucruri noi, conflict de interese în formă continuată, 12 acte materiale și totodată tentativă de spălare a banilor. Deci iată două lucruri noi de care domnul Băgiu este acuzat de către procurorii DNA. Și haideți să venim cu informații mai concrete de ce este acuzat domnul Băgiu. Vis-a-vis de conflictul de interese, domnii de la DNA spun așa despre domnul Băgiu Marian, că a semnat un număr de 12 contracte cu două firme cu o valoare de peste 7 milioane de lei. 7 milioane de lei, dacă fac eu un calcul, da, sunt 70 de miliarde de lei vechi, da?
Deci o sumă uriașă, astronomică așa pentru mintea mea și bănuiesc ca multora dintre telespectatorii noștri. În condițiile în care, începând cu iunie 2011, domnul Băgiu beneficia de la aceste două firme de suma de 1034 de ore plus TVA lunar, reprezentând contravaloarea chiriei unui utilaj industrial pe care inculpatul îl deținea în fapt. Deci ca să încerc să mă traduc eu așa ce spun cei de la DNA, domnul Băgiu avea un utilaj pe persoană fizică pe care îl închiria la două firme din Buzău. Și în același timp, domnul Băgiu, din postură de președinte al Consiliului Județean, dădea contracte acestor două firme. Nu știu deocamdată care sunt ele, ne vom interesa zilele viitoare și care sunt și proprietarii firmelor respective, dar avem așa niște bănuieli, întrucât puține sunt firmele care primeau contracte pe ochi frumoși din partea Consiliului Județean, cu sau fără licitație publică. Sunt niște firme care făceau dezăpezirile tot timpul în județul Buzău, care asfaltau drumurile astea de pe la țară tot timpul. Deci vine odată acuza aceasta de conflict de interese și totodată procurorii DNA mai acuză pe domnul Băgiu și de tentativă de spălare a banilor. Haideți să citim și aici explicații ale celor de la DNA. Ni se spune că la data de 6 decembrie 2014, adică atunci când a fost arestat, da? Domnul Băgiu Marian Cristinel, sau reținut mai exact, sprijinit de domnul Colgiu Florin Mădălin, a încercat să disimuleze o parte din suma primită cu titlul de mită prin plata numele SC Sigma Montaj, dar în beneficiul său a unei rate de leasing pentru un utilaj industrial pe care îl deținea în fapt. Adică domnul Băgiu a încercat să mascheze mita respectivă, da? O tentativă de spălare a banilor. Iată încă două acuzații ale procurorilor. Profit de faptul că v-am invitat, domnul avocat. Ce ar însemna aceste noi acuze pentru domnul Băgi? Concurs de infracțiuni cu o majorare a sporului a pedepsei corespunzător noilor dispoziții ale codului penal și să-i răspundem telespectatorii doamnei care a spus de ce Băgiu este săltat și Boșcodeală nu. Doamna, stimată doamnă, trebuie să vă felicit pentru că sunteți printre cei foarte mulți care împreoșează. Dom'le, degeaba te zbați, degeaba faci emisiuni, pe Boșcodeală nu-l saltă. Vorbim imediat diferența, și despre domnul Boșcodeală, domnule. Nu, diferența este alta. Boșcodeală nu a fost surprins în flagrant delict, Băgiu a fost prins în flagrant delict și l-a arestat. Asta este diferența. Bun, ce riscă domnul Băgiu? Încă o dată vă întreb. Deci la pedeapsa aplicată pentru luare de mită, care este cuantumul cel mai mare care se poate aplica, îi se aplică un spor de pedeapsă pentru celelalte fapte. Da, vreau să vă mai întreb ceva. Din această acuzație de conflict de interese, în formă continuată, se pot disjunge noi dosare pentru domnul Băgiu? Nu, pentru cei care au făcut beneficiare respectivelor contracte, pentru ei da. După părerea mea, aici nu este vorba de conflict de interese, este vorba tot de luare de mită și ea s-ar putea să se deștepte cei de la DNA să spună că este dare de mită. Bun, deci niște băieți deștepți de cei de la noi, de la Buzău, cam tremură zilele astea. Pentru că dădea pe lună 1034 de euro plus TVA. Deci, ca să închiriezi un utilaj, indiferent cât de performant ar fi, cu o asemenea sumă, e limpede că nu este vorba de chirie. Acolo e vorba de cu totul altceva, da? Deocamdată asta era o formă de șpagă, sigur, da, pentru domnul Băgiu. Și domnul Băgiu, pe partea altă, era foarte atent cu proprietarii firmelor respective. Exact. Bun, ajungem și la domnul Constantin Boșcodeală, primarul municipiului Buzău. Vești proastă și pentru domnul primar, deși dânsul ne-a declarat săptămâna trecută că stă liniștit vis-a-vis de prima decizie a judecătorilor, cea în dosarul Gloria, care se va da chiar săptămâna viitoare, domnul avocat. Pe 10 februarie. Săptămâna viitoare, mai exact. Citeam undeva o laudă a celor de la DNA, tot am discutat despre ei în această emisiune, că 90% dintre rechizitorile celor de la DNA, din trimiterile în judecată ale procurorilor de DNA, se finalizează cu condamnarea inculpaților. Domnul primar Constantin Boșcodeală are două astfel de trimiteri în judecată din partea celor de la DNA. Dacă facem și noi un calcul matematic, bineînțeles că este o exagerare, poate o supoziție, 90% două dosare are și 95% șansă pentru domnul primar
să nu fie absolvit de acuzațiile celor de la DNA. Da. Vestea proastă este alta, că la Târgoviște s-a dat termen pentru audierea martorilor propuși de acolo DNA. Acolo cu Orizontul. Cu Orizontul. Pentru audierea martorilor propuși de DNA și pentru audierea martorilor propuși, bineînțeles, de domnul Boșcodeală, iar acolo, evident că după audierea martorilor se rămâne pe judecata în fond. Cu alte cuvinte, nu mai cred să mai primească cel puțin la Târgoviște încă un termen, iar pe data de 10 februarie, în cele din urmă... Am spuneți dumneavoastră că se precipită lucrurile și cu... Exact. Doamna va avea satisfacția ca, așa cum mai spuneam la emisiunea trecută, probabil că în 2-3 luni vom avea nevoie de un nou primar. Da, spuneți dumneavoastră, dar este doar părerea dumneavoastră. Evident, domnul primar are dreptul și la apel. Păi de asta am spus 3 luni. Chiar dacă ar fi unul dezavantajos pentru dânsul. Chiar la asta m-am referit când am spus 3 luni. Pentru că văd că acum se aplică cu rigurozitate noul cod de procedură penală, care nu mai permite amânarea așa la nesfârșit a dosarelor penale. Cel puțin în cazurile astea mai deocheate de corupție. Bun, dar totuși domnul Angelo, domnul Boșcodeală are șansa lui, da, să fie absolvit. Și așa și într-o vreme la pariuri și era Bayern München cu Duisburg, echipa după ultimul loc, da, 95% șanse să bată Bayern München și să întâmpla să bată Duisburg sau să termine la egalitate, da? Și pierdeam bani. Așa și domnul Boșcodeală are șansa lui de a scăpa nevinovat. 5% n-ai zis? Ai calculat 5%, da, 5%. Și aia 5% să pot transforma în realitate. Bun, mergem mai departe. Am de făcut și eu o mulțumire personală pentru domnul doctor Dănuț Păle, da? Medic veterinar, dar totodată membru al Consiliului de Administrație la societatea sa Prescom, dacă nu greșesc eu. Este singurul om din administrația locală care a făcut ceva explicit, efectiv și pentru mine. Ceva concret, în sensul în care domnul doctor Păle, grație funcției pe care o deține, a stopat o groapă în care subsemnatul obișnuia să dea cu roata mașinii aproape în fiecare zi. Haideți să vedeți imaginile cu groapa respectivă. Iată, așa arată, da, după ce e evident că s-a luat o măsură provizorie, da, dar totuși s-a făcut ceva, da? Așa arată groapa astăzi, dar haideți să o vedeți și înainte cum arăta. Da, acum nu mai este groapă, da, trebuie să fac această precizare, dar înainte avem și imagini cum arăta groapa respectivă undeva pe strada Spiru Haret. Da? Mulțumiri pentru domnul doctor Păle, altfel un tip de mare caracter și de bun simț. Se vede cine are educație, era fața cine are biblioteca acasă, cine a parcurs-o și încă o dată spun din punctul meu de vedere, dacă toți de pace de la municipiu sau de la județ ar fi precum doctorul Păle, cu siguranță județul și municipiul ăsta ar arăta într-un alt fel. Groapa era în fața cabinetului lui, probabil. Nu. Era pe lângă blocul meu, și eu dădeam mereu cu bine, și alții, da? Și domnul doctor a avut grijă să astupe groapa. Păi de asta spunea că dacă s-ar căuta pe în buzunare cei 3 edili ai noștri, primarul și 2 viceprimari, ar balasta măcar gropile de pe străzile care le-ați arătat la televizor. La noi acolo sunt probleme mult mai mari, dar e bine că s-a făcut și doar atât. Bun, până găsesc colegii mei imagini sau mai bine să nu le mai caute. Mergem mai departe. Ultimul subiect din această emisiune, domnul avocat. Săptămâna trecută, tot în emisiune cu dumneavoastră, prezentam cazul acelei escroace, da, care fura banii de la casieria sau din casieria primăriei municipiului Buzău, păcălind pe casiera respectivă. Mi-aduc aminte, a fost 1,5 milioane paguba produsă. Aia a trecut, domnul avocat, mai bine de o săptămână de atunci și poliția buzoiană n-a reușit până acum să o prindă pe escroaca respectivă. Cum comentăm? Era greu de prins sau e o bilă neagră pentru polițiștii buzoieni, că aveau și câteva imagini cu respectiva și iată, totuși, până acum n-au găsit-o. Nu este o bilă neagră, este o chestiune. Ei se înregistrează de nefericire pentru serviciu de cercetări penale, nu, pentru celălalt, de judiciar, se înregistrează cu un an, până când nu se va repeta
metoda de lucru și până când nu va fi surprinsă în flagrant delict, greu de prins o asemenea excroacă, pentru că și-a luat toate măsurile de precauție. Ochelari de vedere, sau mă rog, ochelari, șapca aceea cu cosoroc, deci practic este absolut imposibil de identificat. De prins doar dacă se organizează față de traseu pe care l-a utilizat până acum, pentru că data trecută spuneam că, sau spuneați că a mai existat o asemenea infracțiune pe undeva, pe Brăila, dacă nu mă înșel eu. Dacă nu se repetă și nu se organizează flagrantul, greu de prins, pentru că nu poți să dovedești cu martor așa ceva. Deși, teoretic, s-ar putea, dar probabil... Sincer, domnul avocat, sincer, eu mă așteptam, adică nu număram zilele până când va fi prinsă doamna respectivă, număram orele, mă așteptam să fie o chestie de câteva ore, dar la ce relație au cei din poliție, poliția locală și așa mai departe, mă așteptam că e o chestiune de ore ca doamna respectivă să fie identificată și de asta sunt surprins că, iată, după mai bine de o săptămână, doamna respectivă este în continuare în libertate și cine știe, poate mai face astfel de manevre pe la ghișeile diverselor instituții buzoiene sau de aiurea. Buzoiene nici într-un caz, pentru că după ce a dat o asemenea lovitură și a măsurile de precauție, probabil că a avut și vestimentație de schimb după ce a ieșit din la ghișeul respectiv. Este chestiune de luni, dacă nu cumva de ani. Dacă se organizează în colaborare, să zicem, cu polițiile sau cu inspectoratele de poliție de vecine. Pentru că se vede puțin totuși fața, domnul avocat. Și da, am înțeles. Mai există bănuiești și mărturia sau portretul robot pe care îl poate face doamna de la ghișeu. Greu de crezut că poate să facă un portret robot utilizabil. Da? Dar uite, ne scrie și un telespectator. Nu se poate, uite, nu se vede absolut nimic de nicio trăsătură distinctivă care se poate să fie, să ducă în identificarea. Înțeleg că, oricum, domnul avocat, astea sunt doar imagini pe care le prezentăm noi, da? Cei de la poliția buzoiană au imagini mult mai clare, inclusiv din momentul în care doamna respectivă intra în primăria municipiului Buzău și ieșea după comiterea infracțiunii, unde se observă încă o dată și mult mai bine. De asta sunt și eu, încă o dată spun, surprins că, iată, după mai bine de o săptămână, doamna respectivă este în libertate. Șapca și cu vesta respectivă, odată zvârlită, este imposibil să o identifici. Bun, haideți să mai luăm un telefon în direct, ultimul din această emisiune. Bună seara! Bună seara, domnul! Vă rog, spuneți! Am și o întrebare, spuneți și mie, domnii polițiști care sunt plătiți din bugetul statului și din buzunarul și dumneavoastră ca moderator și din unde... Așa. Eu nu cred că au luat numai singura după camera aia de luat vederi ca să nu poată să vadă să nu asta. Păi asta spuneam și eu, că sunt... Aici eu cred că e o problemă. Ori băieții veseli din poliție sunt incompetenți, ori dacă nu, să ducă tata acasă, să plece dacă nu sunt bun. Păi s-a spus încă... Și cineva spune, de exemplu, un lucru și te duci și spui, domnule, mi-a furat lucru cu tare, e cu tare, domnule, dacă îl prinzi, l-a duci la noi. Păi e ce, dacă îmbracă uniforma, să zică și ei ca uniformă să nu-i plouă? Bun, deci dumneavoastră sunteți de acord cu mine, care spun că e un termen prea mare și trebuia prinsă până acum, doamna respectivă. Nu mă de acord. Da. Într-o instituție, doar la veciu nu are camere de luat vederi, încât are și când te duci să dai o escalitură. Și ei nu poate să vadă fizionomia, asta chiar e râsul cosmic. Păi ați văzut ce spune domnul... Ori noi suntem români, ori un stat întâmpiți, ori dacă nu, mai bine să ne spulbere după fața pământului. Că nu suntem în stare măcar să vedem. Nu să mai urmărim, să vedem. Atât am vrut să spun. Și domnul avocat ia apărarea. Nu știu care e părerea dânsului, dar eu știu... Domnul avocat spune că era greu de văzut fizionomia respectivă și asta le găsește alibiuri celor din poliție. Domnul moderator, da. Dacă vă duce să plătiți la camera 35 sau 38 în primărie, dacă vă uitați bine dumneavoastră, în toate colțurile și deasupra, la fiecare ghișor, există câte o cameră. Imposibil să nu se vadă una, domne. Ori da. S-au mascat de către băieții veseli să nu se vadă, ori s-a făcut aranjamente cum se fac la noi, începând de sus din Parlament până jos.
Ok, bine, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Acum zic și eu, poate în favoarea celor din poliție, poate că doamna nu e buzoiancă și n-a n-are fost importanță. Recunoscută de nimeni. N-ai fi buzoiancă, n-are nimeni importanță. Din poliție, mă refer. Deci femeia respectivă știa unde sunt aplasate, nici nu e greu să nu le remarci camerele de luat vedere, iar o șapcă este suficientă pentru că nu poți să identifici un cetățean dacă îi vezi numai partea de jos a feței. Nu există posibilitatea respectivă. Deci, din acest punct de vedere, domnul era exigent, dar munca polițienească, în general, necesită timp. Sunt niște tehnici de descoperire a unor infractori. Nu în două ore sau în două săptămâni. Sunt și cazurile astea fericite, dar ați văzut la televizor domnul respectiv, în mod sigur a văzut o cameră de luat vedere care a filmat ceva mai clar într-o benzinărie, dacă nu mă înșel eu, și tot n-a putut să-l identifice. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de simplu. Gata, l-a filmat o cameră de luat vedere și imediat poate să fie identificat. E greu. Poate că dacă am fi avut camere de luat vedere de tipul celor de la aeroporturi, care face o anumită scanare și identifică elementele esențiale cu ajutorul care poate să fie prins cetățeanul respectiv, da. Dar, încă o dată, munca de poliție nu este heirupistă, nu este la bucată sau la normă. Bun, vă mai întreb ceva, domnul Angelo. Până la urmă va fi prins sau cine știe poate scăpa? Poate să scape, dar subliniez încă o dată. Acum cazul respectiv a fost trimis la toate inspectoratele din țară și o asemenea metodă, dacă se repetă, abia atunci există șanse, dar nu mari, de 50% cel mult, ca să fie identificată și prinsă. Deci sunteți pesimist, da? Că pesimist, sunt realist, da. Pentru că asta este situația. N-ai cum să identifici un cetățean care știe să se ferească de cameră de luat vedere. Și ea este, mă sigur, versată din punctul ăsta de vedere, pentru că altfel n-ar fi acționat cu atâta dezvoltură. Deci femeia știa cam care este unghiul care îi permite să pătrundă în instituție fără să poată să fie identificată sub cosorogul. Da, înseamnă că este foarte bine pregătită pentru meseria asta. Ne mai scrie cineva că șmenurile acestea se fac de către cel puțin două persoane. N-ar fi fost singură, da, mai există și asta această este bănuială că domnul din spatele dânsei făcea parte din aceeași echipă. Totuși, încă o dată am spus, la momentul respectiv, doamna prea și așează geanta în fața clientului din spate ca să credem că era din aceeași echipă cu dânsa. Bun, atât pentru... Mai avem un telespectator? Bun, atât pentru emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc, domnul avocat, pentru prezență și pentru părerile exprimate. Mulțumesc celor care au urmărit emisiunea noastră și au interacționat cu noi. Rămâneți pe Campus TV. Peste un sfert de oră urmează jurnalul. Până mâine eu vă spun la revedere. Ne reîntâlnim mâine cu domnul profesor Mircea Costache la analiza evenimentelor din ultima săptămână. La revedere!